Expoziția dedicată Zilei Regalității și implicit vizitelor regale din județul Dâmbovița ilustrează prin intermediul unor valoroase obiecte de patrimoniu, fotografii, cromolitografii, cărți poștale, uniforme, hărți, planuri, medalii, monede, matrice, sigilare, documente de arhivă, publicații, importanța și atenția acordată de familia regală județului Dâmbovița. Dacă ieri, tot aici în Muzeul de Istorie, aniversam 9 mai, ziua Independenței, 9 mai, ziua Europei, iată-ne astăzi în același Muzeu de Istorie, deschizând o expoziție care se leagă de cei 132 de ani care se împlinesc astăzi, de când Carol I a fost încoronat ca rege, iar România devenea regat. Aș dori de asemenea să mulțumesc celor care ne-au fost aproape, colaboratorilor noștri, fără de care demersul nostru în organizarea acestei expoziții ar fi fost mult mai greu. Mulțumesc așadar Muzeului Național Militar Ferdinand I pentru că ne-a pus la dispoziție cu amabilitate o serie de piese deosebite. Mulțumesc de asemenea Bibliotecii Academiei Române, care a avut plăcerea să ne împrumute două albume de fotografii originale, două albume foarte valoroase. Mulțumesc de asemenea Arhivelor Naționale ale României, Serviciului Județean Dâmbovița al Arhivelor Naționale, Muzeului Național Peleș și, nu în ultimul rând, Arhiepiscopiei Târgoviște. Fotografiile prezente în expoziție dezvăluie o familie regală care încearcă să se integreze în mediul nostru românesc și, totodată, ni se relevă originile acestei familii cu sânge albastru în scopul creării unei autorități de care aveam nevoie. Expoziția este dedicată împlinirii a 132 de ani de la proclamarea regatului. Pe 10 mai 1866, Carol I devine domnitor. 11 ani mai târziu, tânărul stat își oficializa independența, iar pe 10 mai 1881, România devenea regat. Expoziția Vizitele familiei regale în județul Dâmbovița 1866-2010 ilustrează prin intermediul unor valoroase obiecte de patrimoniu importanța și atenția acordată de familia regală județului Dâmbovița. Imaginile prezente în expoziție ne dezvoluie o familie regală care încerca să se integreze în, și a reușit în cele din urmă să se integreze în mediul nostru românesc. De-a lungul timpului, regii României și membrii familiei regale au vizitat Târgoviștea și județul Dâmbovița în mai multe rânduri. Scopul acestor vizite era de informare și cunoaștere a realităților politice, militare, turistice, economice, culturale și sociale. Din păcate, nu s-au păstrat fotografii de la toate vizitele regale, dar ele sunt menționate în documente și presa vremii. Imaginile din expoziție sunt inedite pentru noi. De exemplu, avem de la Biblioteca Academiei Române 4 albume de fotografii. Încep cu albumul de fotografii realizat de către fotograful de artă Carol Pop de Sad Mari în anul 1867.